O fetiță în vârstă de 7 ani a ajuns la spitalul de Petroșani în urma unui accident rutier care a avut loc ieri pe drumul național 66 pe raza localității Merișor. În accident au fost implicate un autoturism, o autoutilitară și un autocamion în care se aflau 6 persoane. Doar fetița a suferit răni, celelalte persoane implicate în accident nu au necesitat îngrijiri medicale. După primele verificări, vinovat de producerea accidentului ar fi șoferul de pe autoutilitară care s-ar fi angajat într-o depășire neregulamentară a unui ansamblu de vehicule. Accidentul s-a produs ieri în jurul orei 15, iar la fața locului s-au deplasat pompierii detașamentului Petroșani și cei ai gărzii de intervenție Baru cu o auto specială de descarcerare, una de primă intervenție și comandă și 2 ambulanțe SMURT. Un bărbat în vârstă de 43 de ani din municipiul Petroșani, în timp ce conducea o autoutilitară pe drumul național 66 din direcția Petroșani-Hațeg, în afara localității Merișor, s-ar fi angajat într-o depășire neregulamentară a unui ansamblu de vehicule, intrând în coliziune cu un autoturism condus de către un tânăr în vârstă de 29 de ani, care circula din sens opus, ulterior fiind lovit de către ansamblul de vehicule care era condus de către un bărbat în vârstă de 46 de ani din municipiul Petroșani. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea unui minor în vârstă de 7 ani în calitate de pasager aflat în autoturism care se deplasa regulamentar. Victima a fost preluată și transportată de către un echipaj medical la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Șoferul autoutilitarei s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.